Frigul a făcut primele victime. Doi ieșeni, o femeie în vârstă de 81 de ani și un bărbat de 51 de ani au murit după ce au ajuns la spital cu hipotermie severă. Femeia a fost găsită de către soțul ei înghețată în casă. Acesta a chemat ambulanța și a fost dusă la spital. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. Cealaltă victimă a fost găsită cu 22 de grade temperatura corpului, tot în locuința sa. Din nefericire, cadrele medicale nu au reușit să-i crească temperatura corpului și a fost declarat decedat. Medicii ne sfătuiesc cum să ne protejăm de frig când temperaturile sunt extrem de scăzute. Factorii care cresc riscul de apariție a leziunilor datorate expunerii la frig includ condiția fizică deficitară, lipsa climatizării, vârsta înaintată, bolile sistemice, abuzul de alcool și sedative. Severitatea leziunilor determinate de expunere la frig este amplificată de viteza mare a vântului, în special atunci când temperatura este semnificativ scăzută. În acest caz sunt indicate hainele călduroase, bine uscate, preferabil purtate în mai multe straturi, iar îmbrăcămintea exterioară va fi special adaptată pentru a asigura protecția împotriva vântului rece. Hainele, șosetele, încălzămintea ude vor fi înlocuite cu altele uscate, iar persoanele care călătoresc în zone extrem de friguroase trebuie să aibă asupra lor șosete de rezervă, mănuși cu un singur deget, branțuri suplimentare și vor fi evitate pozițiile incomode. Zilele acestea, temperaturile au scăzut foarte mult, dar veștile sunt ceva mai bune pentru perioada următoare.